România și-a câștigat renumele de Silicon Valley al Europei. Asta datorită minților sclipitoare pe care le avem în domeniul IT. Ce nu spune nimeni însă este faptul că acești specialiști nici nu iau în considerare să rămână în țară. Cum facem ca tinerii noștri de valoare, specialiștii, profesorii, medicii, cercetătorii, economiștii, dar și toți cei care muncesc serios, indiferent ce meserie au, care pleacă din țară, să se și întoarcă la un moment dat. Problema este atât de gravă încât și administrația prezidențială caută o soluție. Convingerea mea este că potențialul diasporei va fi pe deplin fructificat atunci când a trăi și a munci în străinătate va fi doar o chestiune de alegere, nu una de constrângere. Atunci când românii din diaspora vor avea opțiunea să se întoarcă, știind că și acasă munca lor este recunoscută și răsplătită. Președintele a declarat că o soluție pentru ca românii din străinătate să-și dorească să se reîntoarcă în țară este recunoașterea diplomelor și echivalarea studiilor. 3 milioane de români sunt în acest moment plecați la muncă în străinătate. Sănătatea publică a avut cel mai mult de suferit de la deschiderea treptată a pieței muncii din Uniunea Europeană. Începând din 1990 și până în prezent, peste 21.000 de medici români au plecat la muncă în străinătate.